Un șofer a fost prins conducând, deși avea o alcoolemie de 1,41 la mie. Bărbatul este cercetat penal și pentru consum de alcool, dar și pentru că mașina pe care o conducea beat nu era înmatriculată. Pe numele conducătorului auto s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul neînmatriculat pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influența alcoolului.